Problemele cu inundațiile din cartierul Lipovenesc par să nu mai înceteze. De fiecare dată când plouă mai multe zile, oamenii sunt nevoiți să-și scoată pe cont propriu apa din beciuri. Cine e mai în vârstă și nu are putere să muncească în urma viiturilor, e forțat să aștepte până când pământul absoarbe bâlțile imense rămase în urma ploilor. Pe strada Crișanului, în curtea Feclei Pricop, pământul este înecat de precipitațiile care au căzut săptămâna trecută, iar toate culturile femeii sunt distruse. Beciurile acela nici nu-l mai folosesc, n-am pentru ce. Și așa e la suprafață și ies apa din fântână a ieșit. Peste tot, în magazinul meu a intrat, o scăzut acum când a mai plouat. Dar dacă erați atunci după ploaie, să vedeți ce era, jale, da, până la trotuarul și așa. Trebuie făcut ceva. Să ne remedieze și nouă și strada, că gnoi plătești, apă plătești, impozit plătești, atestat am scos să nu mă prindă dacă mă duc în piață, dar cu ce să mă duc? Nu mai aveți cu ce. Păi nu mai am cu ce. După a doua ploaie, în primăvară, o venit cu un escavator, cum v-am arătat, și o tras așa, numai aici, la noi, așa, s-a făcut o gaură și vine apa de pe Avram Iancu, dar de unde vine? Că pe Petru Rareș s-a făcut, s-a cum, asfaltat, o ridicat Petru Rareș și noi am rămas în baltă. Aia. Femeia nu a rămas cu nimic din marfa care urma să fie dusă la piață pentru vânzare, asta deși a plătit 800 de lei pentru atestat ca să fie în regulă din punctul de vedere al autorităților. Nu mai aveți nimic cu ce să mergeți la piață să vă câștigați existența. Nu, mă duc la fata aceea, mai o ajut. Mergeți la cineva și o ajutați, da. Așa vă câștigați un ban. Dacă iau o pâine și o sticlă de ulei sau un chel de lapte, tot e bun. Dar nu se poate. Nu, ceva trebuie făcut. Da, am dat 800 de lei pe atestat. Și ce faceți cu el, că nu aveți ce vinde? În primăvară am vândut, până a venit apa. Am scos, am pus castraveți, am pus roșii, n-am avut nimic. Și acum, uite, am pus o leacă de asta, am zis să seamănă o leacă de salat, o leacă. Unde? Hai, acum, hai văzut jumătate cum am intrat. Dacă încercați să mergeți mai încolo, intrați până... Mai tare, da, doar să vede. Mai mult decât atât, Fecla Pricop susține că apa nu a fost evacuată din curți cu ajutorul motopompelor celor de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, chiar dacă intervenția lor a fost solicitată. A venit doamnii de la urgență, așa, eu băgat lui vecinul Ștefura Cătălin și eu scos din cămin, da, acolo ies înapoi în cămin, dar la aici, la noi, la grădină, nici nu s-a uitat. Cu motopompe, spuneți? Da. De ce? Păi, eu vin, nu știu de ce nu au vrut, că eu cu motopompele scot de acolo, știți, ca să meargă din canalul principal. Și la pe noi ne-au lăsat așa. Dar la canalul principal ce se întâmplă? Nu funcționează ca lumea. Ce explicații vă dau? Nimic. Domn primar, prima ploaie când a fost, a zis că ne face anul ăsta strada. Și mort în popșoi. Ce să facem? Dacă mai vine iar ploi, stăm numai cu frica asta?